Ziua 278. Dumnezeu nu poate fi dovedit. Niciun argument nu este posibil nici pro, nici contra existenței Lui. Dar dacă devii mai conștient, începi să te simți Dumnezeu. Pe măsură ce crești din ce în ce mai mult în planul conștiinței, devii conștient că lucrurile dispar. Materia dispare și, în locul materiei, universul începe să pară a fi divin. Începe să pară a fi conștiință. Este o lege simplă. Lumea pare a fi materie din cauză că te gândești la tine însuți ca la un corp. Orice ești, te gândești că și lumea este la fel. Dacă te gândești că ești un suflet, dacă te cunoști pe tine în chip de conștiință, imediat lumea va fi cunoscută în chip de conștiință. Lumea este o oglindă. Orice ai fi tu, ea îți reflectă înapoi exact asta. Așa că nu primești decât ceea ce meriți. Fii mai conștient și lumea devine conștientă cu tine. Când te afli la apogeul conștientizării, lumea dispare ca materie, se transformă în dumnezeire. Aceasta este experiența ultimă a adevărului, a iubirii, a extazului.